Salutare, lume. Bine ați venit. Nu se poate. Trebuie să-mi pun ochii pe aceștia. Așa. Bine ați venit, lume, la o nouă duminică, în care astăzi, bineînțeles, vă voi citi propunerile voastre deosebite și interesante. Hai să începem. Crezi că în biserici ar trebui să se asculte death metal în timpul slujbei? Oho! Papă, domnule, știi cum să zic eu aici, Andrew? Dacă ai băga chestia asta, păi îți dai seama că ar veni, ar să face concerte întregi. I-ai invitat pe ăștia de la Cannibal Corpse, eu știu... Skillers, atât. Oricum, toată lumea e prasă. Oricum trăim într-o țară de condusă de hoți. De la Briliana Istrate. De ce mai trăiești? Ca să întreb tu, oare, de ce pot eu trăi? Place ciucurile astea care le-am aici. Efectiv trăiesc ca să vă fac dracule duminica, că în rest nu prea am nimic important în viață. Cred. De la Adelin Vasile, propun să vorbești despre relațiile copiilor până în 15 ani, care zic că se iubesc, dar se părăsc totuși aiurea când le tai corpul. Ai de pula mea. Cei copii efectiv au trecut pe lângă mine, un grup de băieței care n-aveau mai mult nici de 10 ani în pula mea. Spus cea mai oribilă chestie din gură pentru vârsta lor. Și acele cuvinte erau: mamă, ce bună e aia, ce-mi vine să o fut. M-am oprit, m-am mirat. Am întors capul și am plâns. Deci ce pula mea e cu țara asta? Deci, efectiv, serios, no shit, ce dracu. Aici, pe bune, ai punctat un subiect foarte, foarte bun, care e... În sfârșit, o întrebare care... Sigur vine și un răspuns la ea, nu? Asta așteptați, un răspuns. Copiii de genul ăsta, efectiv, părinților îți devină. Din toate punctele de vedere. De ce îi lasă în pula mea să se uite la prostiile alea de emisiuni mondene? Nu știu. Deci e o prostie să lași copilul să se uite la așa ceva. Pentru că, efectiv, se învață. Pune-l pe copilul tău mai bine să se uite la un Discovery, la un ceva documentar care să-l învețe ceva cu adevărat. Care o să știe, poate o să-i placă acel ceva din emisiunea respectivă, eu știu. Nu o să devină un car jaker. În niciun caz. Un hoț de buzunare sau eu știu altceva. Hai să dau un exemplu. Să fie șofer de tir, spre exemplu, sau dacă vrea să pescuiască pe largul oceanului sau chestii de astea, se poate orice. Sau să fie cu, cum sunt ăștia cu amaneturile pe History Channel. Nu mai știu cum dracu zice la emisiunea aia. Aia cu a și amanetelor.
E bună emisiunea aia și să zicem că e educativă pentru un copil. Sau poți să pui să se uite la Animal Planet, chestii de gen, sau Planet Animal, cum vreau să numea acum. Dacă îi plac foarte mult animalele. Dar serios, copiii de genul ăsta la 15 ani care îmi plângă în pula mea cum că mă părăsesc să-i iubi și nici măcar nu m-am căsătorit cu el. Hai, serios. Deci copiii ăștia sunt cei mai retardați. Nu te mira de generația asta de acum. Cred că generația viitoare o să observi că pe undeva pe la vreo 9 ani deja o să vezi că copilul tău e însărcinat. Serios. Opriți-vă dracului din prostia asta. Adică, frate, deja e o obișnuință ca la vreo 15-16 ani, ca pruncii ăștia de 15-16 ani să-și o tragă în scări, sau eu știu, în tufe, sau în fân, ca să nu-i vadă nimeni și te miri că iubi. Un alt prunc ca mine, ce dai? Până să vezi cum căcatele astea, după ce că au făcut copilul ca să nu afle părinții, se duce la spital, îl abandonează acolo și a nenorocit copilul pe viață. În afara faptului că ajunge orfan, pentru că se dă cu drept de anonim pe chestia asta, ce credeți că eu nu știu căcaturile astea? Deci, dragi copii, nu faceți treaba asta în viața voastră. Vreți să nenorociți copiii? Pentru că așa ajung idioate de astea, să nenorocească copiii să ajungă pe stradă. Așa ajung. Ajung în orfelinate până la vreo 15-20 de ani. Nu știu cât era rata atunci. Îmi se pare că până la vreo 18 ani ai voie să stai în orfelinate. După 18 ani ce fac mă copiii ăia? Vă imaginați? Voi, copilele de 15 ani când gândiți? Deci, nu va merge din dilica cum trebuie. La 15 ani să-ți faci un copil ca formă să-ți bagi joc de el și formă când află copilul ăla că tu ești măsa și l-ai făcut la 15 ani și efectiv te-a lăsat în spital ca să nu afle părinții ei, ce credeți că o să zică copilul tău, tu puștoaică de 15 ani, ce crezi că o să zică copilul tău peste câțiva ani de zile? Uite-o și pe curva asta. A, stai, e maică, mamă ce curbă e. Ce o să zică? Vreți ca copilul vostru să zică chestia asta? Nu cred. Deci, dragi mămici, sau viitoare mămici, mai bine faceți copiii la 20 și ceva de ani. Mult mai bine. E mult mai sigură treaba. Următoarea propunere de la Andrei Bădescu, doamne, nu știu ce dracu, mi se încurcă limba asta. Și ne dă un site de Wikipedia care a fost creat acum un an de zile. Da. Știți voi de cine. Așa, de la... Da, ăsta e site-ul, puteți găsi. Sunt meme-uri făcute la Caterinca. De către mai mulți și puse acolo. Și acolo, gen, puteți să luați meme-urile și să le folosiți în unele cazuri. De la Alex Câmp, punct. Îmi place tip. E scurt și la obiect. Punct. Azi mă duc să mănânc pâine. Punct. Ce să detaliez că mă duc să mănânc pâine din locația cu tare, adus din Germania, cu făină de Anglia, cu nu știu ce. Nu mă. Eu mă duc să mănânc pâine. Punct. Și la obiect. Așa văd, frate, așa sunt și eu. Mi-amintesc o fază de asta la școală. De fiecare dată profesoarele se certau cu mine că de ce într-o compunere de 20 de rânduri, să zicem, eu scream doar 10 rânduri din toate alea, dar scream ca și când ar fi pentru cele 20 de rânduri să înțeleagă mai ok. Le-am explicat, eu nu sunt genul de om să detaliez foarte mult situația. Eu sunt scurs și la obiect. Două chestii și punct.
Nu stau să detaliez în ce locații, în ce căcat. Lasă că doar parcă și îmi interesează foarte mult. De la Lazar Alexandru, propun să te faci olar. Wow! Și nu vezi aici o poză interesantă și deși... olar? Sunt ce de interes... E cam interesant să fie olar. Dar se lucrează cu loci și... mă rog, nu-i că te murdărești, că lotul e ca pământul, cum ar veni. Mă rog, ca pământul, să zicem, cum e cimentul. Ud, cam așa ceva e. Dar nu pot să lucrez cu lot în apartament. Dar mă urât. De la Wint Robert. A, nu, shiki breaky, danke. Nu știu, ne lasă o poză cu costumul lui preferat de Halloween. Care ne arată și... aia e o pizza din cartofi. Wow. Și de la Alex Costin, nu Constant, ce dracu am azi, Costin, Alex Constantin, propun să mimez un Kamehameha, what the fuck, și vrei să mimez, a? Do it! Kamehameha-ul ăsta cred că mi-a distrus mie brațul. So much Naruto. Da, bă, lumea. Cam atât cu propunerile. De astăzi mă duc să mă sinucid. Foarte ferentari. Da, lume, cam atât pentru ziua de astăzi. În încheiere vreau să vă spun faptul că sunt pe data de 23. Da. Nu vă zice chiar nimic la data asta. Ok, bun. Nu e nicio problemă. Dar dacă vă spune că peste o săptămână se face un an de la incidentul de la colectiv, vă spune ceva? Ei bine, da. Și eu am fost șocat când am zis chestia asta și m-am mirat. Se face o săptămână de la incidentul cu colectiv. Sau și mă întreb, cum a trecut atât de repede timp? Deci a trecut extrem de repede timpul și mă mir cu... Doamne, nici nu... Oh, Doamne! Eu nu mai vreau să mă gândesc. Parcă mi-aduc aminte în pula mea de visul ăla care l-am avut când s-a întâmplat chestia asta cu colectivul. Deci efectiv am visat o fată din de acolo care efectiv nu o cunoșteam. Și visasem ca și cred aș fi fost acolo. Și nu știu cum s-a întâmplat, am reușit să scap primul. Și când am văzut că nu au ieșit toți din sala aia, efectiv de acolo, când am... Și am văzut că ceva de genul la un dat văzuseră bucăți de tavan, de lemn, nu știu ce, pe unii. Mă rog, unii din ei erau deja carbonizați, erau arși total. Singura care încerca să iasă de acolo era o tipă de vreo 15 ani, exact ca la știri atunci când a povestit pompierul ăla de... treaba asta. Bă, deci chestia aia a fost fucked up. Și efectiv mi s-a reprodus
tot într-un vis. Deci efectiv vedem pata aia cum mergea, ieșea, vroia să iasă afară și când să pună piciorul în afara clădirii, a căzut secerată în interior. Am rămas ceva gen, fuck, shit! Și era, pe ponderal era ca Mars în jur de 70%, 70-80% din ea era arsă. Deci vă imaginați că ceva de genul nu mai avea haine. Nu mai avea haine. Deci singurul lucru care încă îl mai avea încă cât de cât ok pe ea era perechea de chilos care era mai avea puțin se rupea. Ce? Nu știu, chestia aia m-a lăsat puțin cu sechele de nu prea mai pot să merg dracului la concerte în spații închise. Deci prefer mai bine să merg la concerte unde sunt spații deschise. Adică, nu, mi-e mai ok decât să mă urc sufocat. Mă rog, mi s-a băgat o frică de asta, de treburi de genul ăsta și nu prea am. Hai, în mall-uri, da, pot să stau, spre exemplu, la un concert. Dar în spații de genul ăsta, cum zbarul, cum astea, cum de... unde are construcția de lemn și nu este, nu știu, din... din pereți de ăștia simpli, nu pavanați cu plastic, cu nu știu ce căcat, că astea normal că ard repede și te intoxici și foarte repede de la el. Nu știu care a fost treaba. Acela a fost cel mai urât coșmar care l-am avut eu. Parcă ar fi Jennifer să mor eu. Mai țineți minte pe Jennifer, nu? Dacă nu, dați un search acolo pe la playlist-uri și fix, mă rog, la playlist-uri, la printre primele videoclipuri ale mele, era vorba de Nightmare House 2, faza cu Jennifer. Jennifer, de ce îmi face asta? Am și fix parte chestia asta. Mamă, parcă chestia aia fix așa vi s-a reprodus, numai că era într-o altă încăpere. Holy shit! Ok, deci ce vreau să vă spun prin chestia asta e faptul că o să se organizeze niște marșuri. Stai să vedem în ce zi este. Tot duminică cum ar veni. Nu știu dacă la ce oră o să fie, s-a vorbit ceva de o ora 10:30 seara, dar poate să mai modifică ora și nu știu, poate să faci o întâlnire pe undeva pe la vreo 8, 7, 8, să fie cam peste tot chestia asta, sau cei care nu o să puteți să mergeți, o să auziți la știri chestia asta. Sunt sigur că o să se întâmple ceva. Marșul ăsta constă în faptul să se plimbe teoretic într-o anumită zonă a orașului și până o să depun niște lumânări, flori, să țin memoriale, etc. Deci, vă recomand să mergeți pentru cei care ați fost acolo, spre exemplu, la colectiv sau eu știu, ați avut prieteni acolo care au decedat. Nu, știu cum e să pierzi un prieten. Vă recomand să mergeți. Chiar dacă vă este greu, chiar dacă nu suportați chestia asta să vă reamintiți de acest incident, faceți măcar pentru ei. Pentru că nu cred că și-au dorit să nu fie băgați în seamă. Măcar acum, hai să facem gestul ăsta.
Poate cândva o să putem să facem și gesturi mult mai mari decât... Oricum, asta a fost o mică trezire în României, dar n-a avut mare efect. Trebuia ceva mult mai puternic. Ceva să trezească toată țara. Toată țara din nebunia asta, adică poate. Nu știu. Cum a fost cu revoluția aia, frate meu? De l-au dat jos pe Ceaușescu. Efectiv l-au dat jos pe Ceaușescu și s-a răsculit toată lumea. Acum suntem atât de puturoși încât ne e lene să ieșim din casă ca să protestăm. Nu știu. Oricum, ne vedem data viitoare. Eu sunt Gosta și vă spun ceau.